matematica fisa să nu zic exact de el. Și asta pierd acum și ce relevanță? Nu îmi face relevanță. Aș putea să fac să nu te elevești din tăia, nu puteam să le scop o toată. Deci să vă arăt la suspiciunea care i-am dat eu pe timpul. Nu am vrut să-l dau soluția. Fără niciun act. Păi și? Ce? Trebuia să le arăt acum fără nimeni? Înțeleg că plângerea aia era total ne... informă, nu? N-avea... Deci să arunca suspiciunea. Și înainte să ne declinăm competența, l-am făcut repede fără niciun act. Nu mi s-a fost o fortună. Literalmente... Nu am uitat pe lista aia și am văzut că chiar tu ți-ai pus termen de soluționare 5 pe 10. Da, și nu mi s-a părut o fortună să dau 5 pe 10, am fost o săptămână înainte o soluție. S-a dat câștate la secția asta. De ce să scoapă, ne facem între noi în ultima clipă. Nu știu de ce să se supără. Că avem un coleg corupt. După nu, din potriva, e în formă plângerea aia. I-am și spus să le arăt la inspecție, dar e în formă. Ar trebui să fie acolo, să spun în vedere să completeze actul de sesizare. Pentru a îndeplini condițiile de formă, nu poți spui că cineva a luat 1 milion de euro, dar nu spui în ce dosar, ce a făcut, cum, ce fel. Ai din punctul meu de vedere, e ceva înregistrat la papelare. Cine decide când se înregistrează? Șeful secției. Deși eu dacă, din câte știu, am mai discutat cu acest secție în alte parchete sau... Ei lasă la aprecierea, nu vreau să ia prerogativa asta procurorului de caz. Deci dacă e ceva care... Deci ar trebui înregistrată la peropăr 1 și să fie repartizată unui procuror de caz care să aprecieze asupra îndeplinirii condițiilor de formă și de fond. Astfel încât cineva să-și asume răspunderea în scris sub acest aspect. Dar nu se face așa în practică, cred că... În practică m-am trebuit cu pasare, de-o transmis. Registrată pe pana. Nu, sincer, chiar n-am vrut să dau soluție față de nici, ca cu privire la o sumă atât de mare, în ultima clipă, înainte de declinare. Mi s-a părut că ar fac mult mai rău decât dacă dau ei soluție. Pentru că soluția e una singură. Nu are cealaltă soluție să fie. Și dacă era vorba despre mine, aceeași părere aș fi avut. Cu o săptămână înainte de schimbarea competenței, să fi făcut un coleg de-al meu să dau o soluție, nu mi s-ar fi părut că mă avantajează sub nicio formă. A fi zis, a ținut acolo să dea ei soluții și asta va asta. Păi da, dar asta, plângerea asta e primită mai de mult. Da. Păi și am stat. Știu că n-ai stat, dar mă încerc și eu să mă pun, dacă, nu știu, te acuză cineva pe tine de o aberație. Să mă pun să știu să... Nu, pe mine m-au acuzat de diverse chestii și nu mi se pare că e responsabil un coleg pe parte. Da. Asta sunt niște lucruri care sunt inerente în mulțumesc. Mereu suntem acuzați de diverse chestii. Da, de fapt, da, nu știu. Deci dacă așa a exprimat, vă nemulțumire, din cred că așa a exprimat șocul că l-a sunat un jurnalist să-i zică că, uite... Bun, și dacă era invers, îl suna un jurnalist să-i spună că s-a dat pe șest o soluție cu o săptămână înainte de a se schimba competența, era mai bine? Nu știu dacă se poate, cum să zic, critica din punct de vedere legal o astfel de situație. Înțeleg ce zici. Nu se poate critica nici așa. Nu,
Deci legal nu se poate câștiga niciun fel. E vorba doar de o oportunitate, cum dă în poză. Și mie mi se pare că, acum, din potrivă, poate să facă pe, adică să aibă o imagine de imparțial și... Mi se pare numai rău de pentru instituție. Că până la urmă nu contează sentimentele ministrului sau ale mele sau ale... Și așa s-au exprimat suficiente... Dubii am soluționat, deci din 20 și ceva, care 30, am soluționat jumătate. Trebuia să le soluționez pe toate, înainte să ne depinem competența, ca și cum ne-am ferit. Nu, dar... Trimitem ceva spre competența soluționată. Dacă mă gândeam că ar fi fost bine, dacă ar fi putut soluționa măcar acele dosare care au la bază genul ăsta de sesizări care nu duc nicăieri. Deci toate alea le-am soluționat. Mai puțin asta, care recunosc că nu mi s-a părut a fi interesul instituției să o soluționez acum. Oricum sună aberant, cel puțin din descrierea aia pe scurt. S-a pus pe cineva că a luat 1 milion de euro și pagă și nici să nu spui pentru ce, când și în ce fel. Păi dacă lua 1 milion și pagă, nu mai era pe aici. Era... Da, o dată înregistrat pe penal, de fapt, o dată înregistrat pe timp, trebuie să ai un cetosar. Da, 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 nu, mă gândesc din perspectiva instituției ce face asta cu coruptă casă. Asta este, știi că... Nu e vede că nu e nimic acolo. De-aia zic că din punctul ăsta de vedere ar fi fost justificabil să rezolvăm situația. Adică știm cu cine lucrăm, păi dacă lucrăm cu el, hai să rezolvăm. Bun, eu n-am avut timp să fac toate dosarele, am avut alte priorități și am soluționat înainte de declinarea competenței. Competențe nu mi s-a făcut o soluție. Nici pentru jurnalistări, nici pentru mine, nici pentru instituție. Iar eu nici nu m-am gândit în aceeași idee ca și tine, că nu o să stau acum să fac, să negociez soluții, să iau listele alea pentru inspecție și să văd cine ce dosar are. Nu mi-a trecut prin cap. Dacă eram mai șmechere, probabil că asta făceam. Acum lista suma era mare. Ăla trebuia să vină să spună cui a dată, de unde a dat, de ce mărturează, deci trebuia făcut un minim de cercetare. Da, după ce era chemat individul și întrebat, dar așa, ce și cum și așa, normal, că să dă soluție, să comunică și persoanei față de care s-au făcut. La locul care s-a făcut denunțul, că a prezentit pe scriptor și ăla poate să spună, să întreare ca la mea. Da. Deci recunosc că nu m-am gândit că asta, nesoluționarea acestei plângeri, ar putea să creeze vreo sensibilitate. Dar acum... Dar nu era prima situație de genul ăsta. Știu că tot așa a reacționat disproporționat. Da. Când a avut Carmen Sintra o plângere de asta în mine, am parat că de ce nu soluționează mai repede. Ușor, nu am terminat. Deci nu fac care chestia asta. Nu pot mai veni el să mă reclame cineva și să mă duc cu pretenție la un coleg să facă dosarul mai repede. Pe cine sunt eu? Da, nu-i sentimentul ăla, că stai cu umbră deasupra capului și... Da. Poate se iasă în presă, să știi că, uite, domnul a fost Batista Boțambal, ciudat la fără ăștia, pe la 9 secții și felul ăsta a eliminat tot ce fel de suspiciune.